Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit! Iată, este o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi suntem într-un loc foarte frumos, foarte plăcut, putem spune. Suntem în mijlocul unui târg de nunți care are loc aici la Shopping City în Deva, un loc spectaculos, dar în același timp și un târg de nunți spectaculos. Stau de vorbă cu doamna Laura Târnovean, organizatoarea acestui eveniment. Vreau să aflu cât mai multe lucruri despre ce înseamnă târgul de nunți de aici din Deva. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu, așa, suntem aici la târgul de nunți, deja noi facem filmarea în ziua a treia, ca să zic așa, deci se pot trage concluziile. Oricum, astăzi avem foarte multe evenimente, avem așa o animație extraordinară, dar până atunci hai să vedem ce au însemnat primele două zile pentru târgul de nunți de aici, din Deva. Chiar pot să spun că, ținând cont că a fost joi și vineri, au fost niște zile foarte de succes, unde expozanții au putut discuta cu foarte mulți tineri interesați, chiar pentru 2018, și am avut culmea și pentru 2019, deci se pregătesc intens. Și ce să zic, chiar merită clienții să vină să viziteze târgul nostru, pentru că fiecare expozant a venit cu ce a avut mai bun și merită să vadă trendurile 2017. Acum, din câte vedem în jur și știm de altfel, e un loc unde pretențiile, ștacheta e foarte ridicată. Sigur că târgul și expozanții trebuie să se ridice la nivelul acesta. Care au fost opiniile gazdelor, ca să zic așa? Eu cred și din feedback-ul gazdelor a fost un târg destul de reușit până acum și sigur astăzi și mâine va fi și mai de succes. Urmează parada unde sigur vor fi foarte mulți clienți și foarte mulți oameni vizitatori. Eu zic că a fost totul de succes, chiar a fost ok. Da. În ordine, asemenea evenimente, știu că le organizați cam de vreo 10 ani, pune doar în prima etapă, ca să zic așa, după aceea în Deva și iată în acest loc, cred că e locul cel mai spectaculos, dintre, mă rog, din cele 10 ediții. Care este, să zic eu, prezența, standuri, cu ce vin cei care sunt în industria asta anunților? Da. Deci avem undeva la 32 de firme care sunt prezente în cadrul târgului, plus limuzină, caliașcă, mașină de epocă. Și ce avem? Rochii de mireasă nelipsite de la târgurile de nunți, decoruri pentru evenimente, foto-video, avem și bar mobil. Foarte important, laser, show și artificii pentru exterior. Avem și ținute de ocazie, săli de nunți, chiar multe săli de nunți. Se pare că se investește foarte mult pe domeniul acesta. Prăjituri. Și cam asta ar fi tot ce ține de nunțile noastre. Am observat că, sigur, prin 2008 a apărut criza peste toată economia românească. Mă rog, economia mondială, în primul rând, și după aceea românească. Ce s-a întâmplat cu domeniul acesta anunților? A scăzut cererea, oferta, a stagnat, afacerile au stagnat sau nu? Nu, din potrivă. Clienții au devenit din ce în ce mai pretențioși și dispus să ofere, adică au un buget din ce în ce mai mare, dispus să ofere cât mai mulți bani, inclusiv decorului, inclusiv meniului pentru fotovideo, s-au înființat trash de dress-ul la fotovideo care a prins foarte bine, deci noi nu am simțit deloc criza, din potrivă. Da, deci românii acordă din ce în ce mai multă atenție acestei zi speciale din viața lor. Da, da, se pare că pun foarte mult preț și mă bucur, pe mine cel puțin mă bucură, pentru că și eu pun preț pe tot ceea ce fac. Foarte, foarte clar. Planul pentru astăzi, care ar fi? Ce se mai întâmplă astăzi? Astăzi, începând cu 16:50, avem momente artistice. Va cânta la noi Florin Mureșa, Roxana Urșanschi, avem formația Tempo, Edison Cor, avem minunata și vestita parada rochilor de ocazie, unde ne sunt alături magazinele Effect din cadrul așa mall-ului. Avem prezente rochile de mireasă din cadrul târgului. Și, vă așteptăm, sper să fie cât mai frumos, să vă placă ce am prezentat. Foarte, ce vom prezenta. Da, foarte, foarte clar. În ordine, noi vom încerca să surprindem fiecare moment din această zi, a treia zi, ca să spunem, ziua de vârf a târgului, da? Și mâine parcă mai era o poveste foarte interesantă, am înțeles, o propunere a unui participant din târg, dacă vreți să ne spuneți câte ceva. Avem între orele 12 și 14 o sesiune de întrebări-răspunsuri, unde profesioniști din domeniul sălilor de nunți, din domeniul decorului, iar fotovideoului și
cofetăriei, vă stau la dispoziție clienților, viitorilor miri, cu răspunsuri pentru toate neclaritățile lor. Iar la ora 14 avem o tombolă, unde mirii vor putea câștiga procente, gen 10% reducere pentru toate cele din cadrul târgului, domeniile de activitate. Așa, un gând pentru, să zic eu, cei mirii anului 2017. Oh, un gând! Bine, Casa de Piatră, asta în prima fază, da, foarte clar. Ce să zic, multă răbdare și... Să apeleze, la voi. Cât mai mult la serviciile noastre, sigur că da. Bine, mulțumesc și succes în continuare. Mare drag, mulțumesc și eu. Si no te hubieras ido, si era tan feliz.
la mine? Copii sunt răzbiți. Stau de vorbă acum cu domnul Horia Sabo, unul dintre participanții la Târgul de Nunți de aici, din Deva. Este un nou venit, ca să spun așa, în generația celor care se ocupă de evenimente în domeniul nunților și sigur vine cu un suflu nou, cu un suflu interesant și încerc să aflu de la dânsul cam cum vede fenomenul acesta.
Da, vă mulțumesc mult. Horia Sabo, vreau să menționez și de unde, de la Conacularchia, pot să spun treaba asta, nu? Bun, cum să vă fenomenul? Este un fenomen care este de zeci de ani pe piață, în general, și se transformă foarte mult. Odată, cum spuneați, cu generația nouă care vine acum pe piață și culmea este că noi organizăm deja nunți pentru tineri care sunt deja prin anul 95, am avut chiar ieri o cerere de nuntă, se dinamizează foarte mult. Se caută. Ce sens 95? Născuți în anii 95. Născuți în anii 95, 97, deja se cam apropie de vârstele acestea și nunțile se dinamizează, cum spuneam. Caută foarte mult să fie mai libertin, exact cum este și generația noastră acum. Caută foarte mult lucrurile cât mai inedite, să fie cât mai diferiți, să se filmeze cât mai mult, să aibă oportunități de a-și face poze, de a le posta pe social media, de a avea culori cât mai descrise, diferite. Ceea ce este foarte interesant într-o nuntă este că întotdeauna se combină. Se combină și tineretul, dar se combină întotdeauna cu generația părinților și celelalte. Și atunci se creează un mix. Cred că aici este frumusețea unei nunți, să vezi diferența dintre generații în acest moment care este din ce în ce mai mare, spun eu acum, în momentele astea. Deci cred că asta e un lucru foarte frumos. Bun, e foarte clar că, așa, luându-l la nivel de civilizație, de educație, asistăm și aici la niște schimbări, să zic eu, vizibile. Sunteți, să zic eu, nemulțumiți sau aveți probleme din punct de vedere al concepției dumneavoastră? Trebuie să-i convingeți pe unii că e bine să facă într-un fel sau lăsați lucrurile la solicitarea sau la nevoile pe care ei și le exprimă? Ce încerc eu să fac cel mai mult? Eu fiind foarte implicat, eu cam ajung să vorbesc cu fiecare mire care face la noi. Ceea ce încerc eu să fac este să scot de la ei ce-și doresc ei. Pentru că până la urma urmei cel mai important lucru, nunta o faci odată în viață și poate mai faci odată botez, două, trei, hai să zicem. Dar nunta este foarte importantă pentru oricine. Și în momentul ăla eu încerc să aflu, să văd exact ce-și doresc mirii. Pentru că influențe sunt foarte multe de peste tot și părinții au în spate niște oameni care îi aduc și sunt total de acord că trebuie să vină să spună, să-i mulțumească și ei, au și ei niște obligații. Și tinerii atunci, dar totuși evenimentul este al tinerilor. Și eu încerc să aflu cât de mult, care este personalitatea lor, ce le place lor, ce stil de decoruri le place, care este, de fapt, până la urma urmei, îmi place să aflu ce-i personalitatea și îi încurajez până la momentul în cât să reușesc să mulțumesc și pe tineri, și pe cei, și pe părinți, să ajungă amândoi să-și obțină ceea ce vor, dar sincer să fiu, focusul meu și ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru ei este ei să știe ce vor și să le iasă nunta, pentru că peste 20 de ani ei se vor uita la pozele, la filmulețele alea și o să le arate copilor și o să vrea să vadă, băi, uite, asta este personalitatea mea și am avut o nunta mea acum 20 de ani sau acum 30 de ani când am făcut-o. Acum 30 de ani vorbeam despre clientul nostru, stăpânul nostru. Se pare că povestea a rămas. Întotdeauna rămâne. Ceea ce se schimbă în momentul ăsta este stăpânul nostru, clientul nostru, stăpânul nostru, dar în același timp clientul nostru a început să înțeleagă că în piață există și profesioniști. Și profesioniștii de obicei știu ce să facă. Un profesionist înseamnă nu că face ceea ce vrea el în eveniment, un profesionist înseamnă că vrea să afle ceea ce își dorește clientul, ascultă ceea ce vrea el și dă soluțiile potrivite ca să se ajungă la ceea ce își dorește el. Și dacă clientul nu știe ce își dorește, încearcă cât de cât să afle și să înțeleagă cam ceea ce îi s-ar potrivi și să-i facă sugestii. Și la nunți, mai mult decât oriunde, unde iară spun că sunt aceste două lucruri care trebuie mulțumite, trebuie găsită o cale de mijloc care să poată să spună cele două lucruri. Dar, iarăși repet, după părerea mea este că cel mai important este să știi ce-ți dorești, ce ți se potrivește și de acolo să pleci. Un gând pentru mirii anului 2017? Faceți ceea ce vă reprezintă. Punct scurt și la obiect. O prietenă și o colegă de foarte mulți ani, Roxana Oșanski, și vrem să vă cântăm ceva împreună care cu siguranță o să vă pleacă. Now I've lived the time of my life. No one ever felt this way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. And I owe it all to you.
Stau de vorbă cu? Florin Piruș. Bun. Treaba mea este să mă ocup de bunul mers al lucrurilor în general în locațiile noastre. Am înțeles. Și ca parte extra job, așa facem și zona asta, sau asigurăm zona aceasta de bar mobil pentru anumite momente, cu anumite ocazii, evident. Bun, întrebarea mea este dacă bunedorenii, mă refer acum la tot județul, sunt pregătiți pentru, să zic eu, asemenea fel de a organiza evenimente. Adică hai să explicăm întâi ce înseamnă, ce faceți voi. Da, din punctul ăsta de vedere, piața nu este încă formată sau nu există o cerere pentru acest tip de servicii, adică partea asta de bar mobil. Oamenii, într-o anumită măsură sau într-un procent mai redus, înțeleg foarte bine ce înseamnă zona asta de bar mobil, adică practic ai parte sau ai un serviciu de cocktail bar în care poți să prezinți invitațiilor tăi tot felul de gusturi adaptate pe, evident, pe stilul tău sau pe nevoia publicului pe care l-ai invitat la evenimentul tău, asta în cazul unei nunți, sau noi suntem la fel de bine deschiși sau avem deschidere și pentru evenimente corporate sau orice alte evenimente unde e nevoie de un cocktail bar în care vrei să servești tot felul de cocktailuri mixate cu gusturi care sunt în tendință cu ceea ce se consumă la nivel de bar pe plan național sau pe plan extern. Bun, ziceai că județul nostru mai puțin accesează povestea asta. În alte părți, în alte județe, cum e? Noi suntem, din punctul ăsta de vedere, un județ care încă nu am, nu suntem foarte, nu există o cultură de bar foarte bine dezvoltată, asta pentru faptul că, în primul rând, nu există... Bine, cultura de bar este destul de dezvoltată, dar nu de felul acesta. Ca să fiu acum malițios, nu?
Da, mai mult sau mai puțin, dar cultura de bar adevărată nu este din punctul meu de vedere, adică eu fiind în domeniu pot să constat că nu există o cultură de bar dezvoltată în sensul acesta de cocktail bar. Există o cultură de consum, dar redusă și nu-i de calitate. Pentru astfel de evenimente ai nevoie de o zonă de cocktail bar în care să atingi niște gusturi sau niște satisfacții din punct de vedere al modului în care prepari cocktailurile. Noi așa spunem că putem asigura și atinge tot felul de gusturi în funcție de ceea ce își dorește, ca să spunem așa, mirii de la eveniment sau de la cocktail barul pe care și-l doresc. Când ploaia te-a rugat,
pasionat. Te-am uscat, îmbrățișat și ai plecat. De vorbă cu domnul Demeter Alexandru. Alexandru, domnul Demeter Alexandru, specialist foto-video, da? Exact, mai mult partea de fotografie cu care ne ocupăm și ne axăm la acest târg pe partea de fotografie de eveniment, mai exact fotografia de nuntă, care este în plină expansiune și ce observăm de la an la an începe să prindă contur în rândul mirilor și este pe un trend ascendent din punct de vedere al diversității și al, să zic așa, al nivelului de dezvoltare, să zic. Da, domnul Demeter, toată lumea face fotografii. Da, este adevărat, doar că fiecare are stilul lui de abordare a acestor fotografii și important este ca mirii să-și aleagă acel fotograf care le cade pe placul lor, să zic, și stilul, bineînțeles, fiecare este, cum să zic, este... De fiecare își probabil că își expune personalitatea și modul de, și viziunea, dar și pregătirea, atât tehnică, cât și... Este importantă această pregătire și este bine ca în orice domeniu să faci cursuri și să te pregătești ca să poți să păstrezi un nivel și să dai dovadă de, să zic, profesionalism de la an la an și să fii în rând cu trendurile din întreaga lume, pot să spun, pentru că s-au simțit foarte puternic aceste influențe din exterior și la noi în țară și încep mirii să se educe pe partea asta și să țină cont de anumite specificații. Să aibă pretenții, da. Exact, să crească. Bun. Și nivelul pretenților. Ce e mai important, să ai talent sau să ai tehnică?
tehnica nu este așa importantă, să zic, fotografia se face 90% talent, 10% tehnică. Deci se poate face fotografie cu orice aparat, dacă ai viziune și știi ce ai de făcut, să spun așa. Un gând pentru Mirii anului 2017? Să aibă o casă de piatră și să își aleagă serviciile pe placul lor. Deci strict pentru sufletul lor, să zic așa. Every thought, see every dream.
give her wings when she wants to fly. And when you find yourself lying helpless in her arms, know you really love her. You love a woman, tell her that she's really wanted. You love a woman, tell her. Da, suntem aici într-o zonă a Târgului Venus, aici din Deva, unde asistăm la tot felul de lucruri interesante. Se creează, putem spune, se creează noi coafuri. Ne pregătim, cred că, pentru paradă, nu? Pentru parada rochilor, da? Rochilor de seară și de mireasă. Stau de vorbă cu? Laura. Laura, ce, dacă vrei să ne spui ce faci aici? Acum o să fac un coc din bucle. Se poartă, în special la mirese. E o creație proprie. A, da? E o invenție ta? Da. Am înțeles. Coc din bucle, un pic că nu știu dacă o să scap până la urmă, da? Cu atâtea spray-uri și mirosuri interesante, frumoase. Se va îmbogăți fizionomia capului domnișoarei? Se îmbogățește cu o freză din bucle, cu o coafură din bucle. Cum se întâmpla, să zicem, acum 100 de ani cu miresele? Se întâmpla acum 100 de ani. Se întâmpla și așa? Se întâmpla. Buclele nu... tot timpul au fost la modă. Numai că nu prea era tehnică pe vremea aceea. Era. Aici este o freză nouă. Așa, tot model nou, da? Din 2017. Foarte frumos. Cu mânuțele tale a fost tot făcut? Mânuțele mele, da. Foarte, ești foarte talentată, da? Mulțumesc. Domnișoara foarte frumoasă și... chiar îi se potrivește. Aduce așa un pic cu o figură de egipteancă. Da. Am greșit? Machiajul avem făcut de domnișoara Iulia. Așa. La domnișoara. Iar pe noi ne găsiți la Scala Luxury Salon. Ok, succes la paradă. Mulțumim frumos! Thank you.
Yeah.